Lucrările la Castelul Nopcea din Săcel sunt aproape de final, iar reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara dau asigurări că el va putea fi vizitat de către turiști în aproximativ 2 luni. Vă reamintim că acest castel a fost lăsat în paragină vreme de mai bine de 2 decenii, însă administrația județeană a accesat un proiect de restaurare. În ultimii 3 ani, constructorii au refăcut interioarele clădirii de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, au restaurat fațadele și acoperișul, i-au înlocuit timplăria și instalațiile degradate, urmând a fi amenajată și curtea monumentului istoric. Din niște ruine, acum în zona Săcel, la Stămârie Orle, se înalță semeț un castel. Mi-aduc aminte când venisem la Consiliul Județean Hunedoara, când Laurențiu Nistor a zis că este bine ca noi să băgăm pe PNDL și castelul la Nopcea, poate avem norocul și să câștigăm. Am câștigat. N-ați plecat foarte convins nici atunci că veți reuși să faceți asta. A fost un proiect care și dumnealui i-a plăcut. Și-a dat tot interesul pentru ca să găsim soluțiile și să facem acest proiect, să mergem la București. Ne-am înscris și noi cu acest proiect pe PNDL. Important este că am fost câștigători. Suntem undeva la 90% din 95% grad progres fizic. Cred că în maxim 2 luni de zile el va fi predat de la constructor către Consiliul Județean. Vorba lui Laurențiu Nistor că trebuie să găsim soluțiile, să vedem exact ce facem noi în acest castel. Da, eu cred că acestea sunt imagini foarte bune și să putem face o comparație între ceea ce a fost și ceea ce este acum. Acum nu zic că nu greșesc cu nimic când spun că în urmele acestor ruine acum se înalță semeț un castel în zona aceasta. Acest castel, construit în jurul anului 1872, are un rol deosebit, simbolic, pentru știința românească, europeană și chiar mondială, pentru că aici au fost descoperite, chiar de baronul Franz Nopcea, primele fosile de dinozauri pitici. În primul război mondial, savantul a fost agent secret al austro-ungarilor, iar castelul a fost folosit ca un loc de pornire al misiunilor sale periculoase în ținuturile retezatului, atunci zona de frontieră dintre Transilvania și România. Baronul și-a pus capăt zilelor chiar în interiorul castelului în anul 1933, în urma unei puternice depresii.